deocamdată se de la serie. Face anchetă, face... Dacă mai e ceva, mai spun. Dar de ce stați afară și nu intrați în Carrefour? Pentru că este o, se evacuează lumea. Știți de ce? Nu, este anchetă în desfășurare. V-ați speriat? Nu. N-avem cum faci. De ce? Păi nici noi nu știm ce s-a întâmplat. Știți de ce? Nu știm, chiar nu știm. Din auzit. V-a pus pe gând, v-ați speriat? Bineînțeles. La ce v-ați gândit? Da, o să murim. Nu, nu, stai, nu știu. Dar erați înăuntru, erați în interior? Nu, nu, eram pe terasă afară, de aia nu știm nimic, nu are sens să vă încurcăm. Dar ați auzit explozia? Nu, nu, nu s-a auzit absolut nimic. Erai la cumpărături sau cum? Nu, am mâncat ceva la Spartan. Și, dar nu, n-am auzit nimic, eu, nu. N-ai auzit explozia, nu? Nu, n-am auzit. Doar că ne-a spus să ieșim afară, că... Dar nu cred că a fost ceva așa grav, că dacă s-a auzea explozia, n-a fost nimic. Așa, așa crezi tu, nu? Da, s-a auzea. Din... Dar atunci de ce credeți că a evacuat tot Carrefour-ul? Probabil a luat foc ceva și ca să nu se creeze panică. V-ați panicat? Nu. Putem intra așteptat. Vi s-a spus de ce? Da. De ce nu? Am înțeles că s-a detonat o bombă. Și nu vă sperii lucrul acesta? Mai vreți să mai intrați? Da, normal. De ce să mai intrăm? Păi atunci de ce să facem? Păi și? Nu mai ieșim din casă, stăm afară, în casă și nu ieșim pe stradă. Nu ne sperii, trebuie să mergem înainte. Nu vi se pare ciudat că tocmai ești? Nu, ciudat, oriunde. Numai aici, dar știu.
Janina, ții și mie un pic asta, că când am fac un pom de aici, sunt două. Bagă bătă. Nu poc. Bărbatul este provocat. Niente così. În momentul de față aș vrea să transmit un mesaj de calmitate și să vă exprim faptul că niciodată astăzi nu s-a pus problema de o explozie, nici în momentul de față nu se pune problema de o explozie în centrul comercial din municipiul Focșani. Din primele verificări la fața locului se pare că acest bărbat de 24 de ani a pătruns în incintra centrului comercial, a suferit vătămări corporale cauzate de căderea acoperișului. În interiorul acestui cinematograf nu sunt urme de incendiu sau cauzate de o explozie. În momentul de față, echipa de cercetare este la fața locului. La finalizarea cercetării vor stabili cu exactitate modul de producere a acestui eveniment. Puteți să ne povestiți ce căuta bărbatul acolo, ce s-a întâmplat cu el? Din primele verificări, se pare că acest bărbat ar fi pătruns fără drepte în incinta cinematografului. Urmează, după finalizarea audierii, să stabilim cauza producerii, cauza pentru care el a pătruns în acest cinematograf. Are probleme de sănătate? Cum a fost posibil să se prăbușească acel... Acest bărbat este în custodia Poliției Române, a fost internat în secția de psihiatrie a spitalului din municipiul Focșani. I-au fost recoltate mostre în vederea stabilirii dacă este sub influența substanțelor interzise sau a băuturilor alcoolice. Mașina de ce a fost controlată? Mașina lui personală? În momentul de față, cât și pe perioada desfășurării acestei anchete, au fost luate în considerare toate ipotezele pentru a finaliza cercetarea la fața locului. Oamenii spun că au văzut, oamenii care erau în mall la acea oră, că au văzut un fum, că li s-ar fi spus că e explozie. Deci repet, oamenii au fost... în incinta acelui cinematograf nu sunt urme specifice prezenței unui incendiu sau unei explozii. Totuși a fost o mobilizare de forțe... Pentru a stabili cu exactitate și a elimina orice ipoteză, toate forțele au fost prezente la fața locului și au continuat cercetarea și se continuă și în momentul de față. În acest moment tot tavanul e prăbușit? Tavanul este prăbușit în proporție de 80%. E vorba de un tavan fals. El s-ar fi urcat pe tavan? Este tavanul dintre partea exterioară a clădirii și podea. Cel care este căzut peste scaunele din sala de cinematografie. Un tavan din rigips? Sau? Un tavan fals, se spune. Riscă vreo sancțiune bărbatul? În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, iar pe parcurs, dacă se constată săvârșirea și altor infracțiuni sau elemente constitutive ale altor infracțiuni, cercetările vor fi extinse.